ar fi să vină să facă recepția la școala de cât s-a lucrat, să dea voie să facă curat, dar în prima de înțeleg și angajamentul să noteze centrala ca să nu ne amri. Este acostat aproximativ 4 milioane de lei. Elevii din Arben Gorj au altfel de probleme la început de an și ei și părinților. Peste 100 de copii riscă să nu poată începe săptămâna viitoare școala. Podul care face legătura cu localitatea învecinată a fost luat de ape, iar reconstrucția lui ar putea dura și câteva luni. O soluție de transport până la școală ar fi deocamdată un ocol de 20 de kilometri, dar autoritățile nu au mijloacele de transport necesare. În urma apelor, podul lung de peste 100 de metri a rămas frânt în două. Acum aproape 3 săptămâni, vintura de pe râul Gilod a rupt orice legătură dintre comuna Alben și Târgu Jiu. La momentul de față este demolat în întregime și se așteaptă să înceapă lucrurile de reconstrucție acestui pod. În mai puțin de o săptămână, din 3 sate, peste 100 de elevi ar fi trebuit să ajungă la școală în Alben, dar nu acum. Se pune problema, se știe situația, sunt soluții. Eu așa speram că se face totuși o variantă de trecere pe care în Varna Monte se găsea soluții, au fost cercetări făcute. Până când autoritățile vor veni cu o variantă sigură de transport, oamenii din zonă au găsit soluția de a traversa un pod cu cale ferată dezafectată. Este însă o soluție care ascunde foarte multe pericole. Foarte greu e fără pod, că nu avem mijloace de... Sunt trei comune care sunt afectate și toate circuitul ăsta pe la Bendești. Ne vedem pe unde trece copii, dar trebuie să o ocolească 20 km. Soluția a fost dat la Buzul, dar e prea costisitor. Asta nu înseamnă că se nu